Un bărbat din comuna Crasna, acuzat că și-a agresat concubina, a fost reținut de poliție. Bărbatul de 52 de ani a bătut-o pe femeia cu 10 ani mai tânără într-o criză de gelozie. Oamenii legii au emis și un ordin de protecție împotriva agresorului, bărbatului fiindu-i interzis să se apropie la mai puțin de 300 de metri de concubină sau de locuință. La data de 3 septembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 9 Poliție Novaci au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă Alipej Gorj, un bărbat de 52 de ani din localitatea Crasna, bănuit de săvârșirea infracțiunii de violență domestică. Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit faptul că în cursul aceleiași zile, pe fondul geloziei, bărbatul ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale de 42 de ani din localitate. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile. În cazul în care nu respectă ordinul de restricție impus de oamenii legii, bărbatul riscă să ajungă în arestul poliției.